de îngrijit de acești părinți, și pe ușoși. Duminică l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și mi-am propus în seara aceasta să vă vorbesc puțin despre acest Sfânt, mare Sfânt Apostol și Evanghelist Luca, care ne-a lăsat în Evanghelia sa scrisă anumite lucruri, întâmplări din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care nu se găsesc la ceilalți Sfinți Evangheliști. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Luca mai ales ne-a lăsat și din viața Maicii Domnului anumite amănunte, care nu se găsesc scrisă nicăieri în altă parte. Sfântul Evanghelist Luca s-a născut în Antiohia Siriei, orașul Antachia de astăzi, turcesc, atunci era al doilea oraș după Roma, din tot Imperiul Roman, și acolo Sfântul Evanghelist Luca se spune că a fost de neam sirian, nu de neam grec, dar oricum a trăit într-o lume grecească și a făcut toate școlile timpului. Rar pe lume este un om atât de dăruit de Dumnezeu. A absolvit medicina, pictura și istoria. Și a fost singurul apostol, singurul evanghelist care n-a fost de neam evreu, dar care a avut o cultură de o pregătire intelectuală desăvârșită, cum n-a mai fost. De aceea el, medic fiind auzind din Grecia ce vindecări face Domnul Iisus Hristos, cum vindecă ori din naștere, vindecă boli, imposibil de vindecat pentru puterea omenească, el a făcut o călătorie în Țara Sfântă. Văzându-l pe Mântuitorul, atât de mult s-a atașat de Mântuitorul Iisus Hristos, că a rămas între cei 70 de Sfinți Apostoli. Și iată că el avea să se numere printre cei 4 evanghelici. El a scris Evanghelia capitolul 65. După Sfântul Evanghelist Matei, care a scris un anul 40-45, și după Sfântul Evanghelist Marcu, care a scris-o puțin mai târziu, pe anul 50, în Alexandria Egiptului, și el a scris cea mai scurtă Evanghelie, dar cea mai fulgurantă, cea mai duhovnicească, cu fel, că nu face nicio teorie, nici istorie, Sfântul Marcu. El a fost secretarul Sfântului Petru și fiul lui duhovnicesc, și exact ca și Sfântul Petru, spune numai lucruri esențiale. Pe Sfântul Luca a scris Evanghelia pentru un mare demnitar roman, numele Teofil, care era guvernatorul provinciei Ahaia. Ahaia este partea Greciei la Atena în jos, către Patras, sudul Greciei de astăzi. Și scriind această Evanghelie, el a scris-o ca un om de știință, ca un scriitor, ca un cercetător, adevărat, ca un istoric. S-a documentat din mai multe surse, a verificat informațiile, după aceea le-a organizat. Și după ce le-a organizat, apoi a început să-și facă un plan de lucrare, un plan, s-a gândit la scopul care vrea să-l aibă lucrarea, și așa i-a scris Evanghelia Sfântul acestui Teofil. Ei, Evanghelia după Luca este importantă, că prin ea avem părtășie și noi pătrâni. Adică poporul pătrâne Evanghelia după Matei, care de așa arată universalitatea religiei Mântuitorului, credinței creștine, dar era adresată poporului evreu. Și majoritatea evreilor, prima scris-o în aramaică, vorbea o limbă care nu mai este astăzi, și foarte puțină, aramaică. Asta a fost limba originală care a vorbit-o Adam în Rai, s-a vorbit prin curul caldei, din David Avram, se mai vorbește astăzi în Siria undeva, și a fost limba pe care a vorbit-o Domnul Iisus Hristos. Este limba originală, prima limbă de pe Pământ, înainte de a fi curul Babel, s-au separat, s-au făcut limbi. Ei, și Sfântul Luca, el a făcut oarecum ca Evanghelia să arate dragostea lui Dumnezeu față de toți oamenii, mila lui Dumnezeu față de toți oamenii, că Dumnezeu îi primește pe toți, că Dumnezeu n-a venit numai pentru evrei, n-a venit numai pentru greci sau pentru sirieni sau pentru arabi sau pentru alte popoare, ci a venit pentru tot poporul.
Ei, ce avem lucruri specifice la Sfântul Evanghelist Luca? Păi zic că Evanghelia lui este singura Evanghelie care scrie o serie de pilde, foarte multe pilde. Și sunt trei dintre ele unice, mai importante. Prima este care auzim de fiecare dată la masă. Pilda Samarineanului Milostiv. Ei, în această pildă a Samarineanului Milostiv, Jehova, un om foarte înțelept, luminat de Dumnezeu, cu talent de scriitor, putea să scrie icoana coborârii Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Omul căzut, icoana căderii omului, omul a căzut din Rai, Adam, mergând de la Ierusalim la Erihon, 800 de metri în jos. Erihonul e 600 de metri sub nivelul mării, Ierusalim e 800 deasupra. Căzând între tâlhari, tâlharii cine sunt? Gândurile cele rele, demoni, care dau gândurile rele, a căzut și l-au răstrânit, lăsându-l abia viu. Și a trecut preotul, levitul, adică legea veche, prorocii, dar nu l-au ascultat. Doar au constatat că e bolnav, dar fiecare s-a dus mai departe. Și a venit samarineanul milostiv, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, care s-a oprit, spune, i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin, l-a pus pe asimul său și l-a dus la o casă de oaspeți. Untul de lemn înseamnă harul Duhului Sfânt și vinul înseamnă bucuria care îl dă Hristos prin Sfânta Părtășanie, prin Sfintele Taine. Și un de lemn înseamnă harul Duhului Sfânt. Și la, pe asimul său înseamnă l-a luat pe trupul său, adică pe trupul lui fără de păcat, a luat Domnul Hristos, firea noastră omenească, și a dus-o unde? La har, la biserica lui. Harul din Evanghelie este biserica creștină pe pământ. Și aici l-a dat în grijă preotului, dându-i doi dinari, spune, adică Noul și Vechiul Testament, ca să-l omlojească, să-l tămăduiască cu cel bolnav și spune, dacă folosește și alte măsuri, tot de la Dumnezeu inspirate, va primi plată. Iată, nu poate fi ceva mai înțelept, mai clar, mai luminat, ca această pildă. Tot El ne-a lăsat și pilda vameșului și a fariseului, antagonul, merenia cu intriga. Nu poate fi ceva mai clar. Și mai ales pilda Fiului Risipitor. Pilda Fiului Risipitor care arată că Fiul cel mai mic, adică omul, Fiul cel mai mare înger. I-a cerut, Tată, dă partea mea de avere. Mă duc și o lume să petrec, să mă distrez. Și a plecat din Rai, a lăsat Raiul. Toți erau pe gratis, omul sănătos, tânăr, frumos, nemuritor. A trăit vreo 300 de ani, era tot ca la 30 de ani când l-a creat. Și i-a trebuit lume, păcat, se guste păcat. Ei, a avut o stare de degradare când nici ce mănâncă porci. Porcii simbolizează patimile. Veția, curvia, toate patimile acestea grosolane. Ei, la început omul se hrănește cu ele. Ca și porcul, se hrănește. Și îi pare că-s gustoase. După aceea, satana îi ia gustul. Și nu mai poate gusta și nu se mai bucură de ele. La început, alcoolicul devine alcoolic, dar el nu mai simte plăcerea băuturii. Nu mai saborea, nu are cum. El devine doar dependent și un chin pentru el. Orice poate fi, el devine un chin. Asta a făcut satana. Și l-a făcut, el a distrus. Deci pe om, fiul și dar spune că la un moment dat, când nu mai avea ce mânca, nici roșcovele păcatului nu mai avea. Ce se întâmplă? Omul, la un moment dat, tot lasă păcatul. Păcatul e roșcovele care îi scritește. Dacă nu lasă el de bună voie, meția, curbia, lasă păcatul pe el. Omul îmbătrânește, la un moment dat mai poate, sau face un lucru, face ceva, nu mai poate bea, face ceva și... Da. Ei, și atunci nu se mai poate îndulci nici de roșcovele păcatului. Care în disperare. Deci, în disperarea aceasta și-a adus aminte Fiul Risipitor că are un Tată în cer. Și s-a socotit în sine. De ce să slujesc eu la diavol care m-au amăgit și mi-au dat dulcețele vieții? Dacă acum nu mi le mai dau. Îmi dau numai chinuri și în iar mă pot chinui verde. Acum, de ce să le slujesc eu când în cer este pâinea cea cerească? Care e cuvântul lui Dumnezeu și harul Dumnezeu. De ce să nu mă duc acolo la Tatăl meu? Că acolo toți slujitorii, îngerii, toți au rană din veșnic. Rana bucuriei.
că s-a hotărât și a zis în sinea lui, o să mă întorc la tatăl meu, o să-i spun, tata, am greșit la cer, înaintea ta, a simbolizat înaintea tatălui și a fiului, foarte important, și nu-ți vrea de să mă primești ca pe un fiu, ceea ce am fost, dar ca pe un argat, ca pe un slujitor, că totuși am ce trebuie. Și el s-a hotărât, adică ce s-a hotărât, a pus în practică, și după ce a pus în practică, știm istoria. Cum l-a primit tatăl, stătea primit în zare, l-a așteptat de mii de ani să se întoarcă. Și când n-a apucat să-și mai spună poezia, pocăinții, adică ceea ce roia el să-și spună, să-și rostească spovedania, n-a mai apucat și când a vrut să spună, tata a greșit, tatăl a alergat și l-a îmbrățișat. Și l-a îmbrățișat, a cântat dragoste, a cântat duioșie, el zicea, tata, îmi cercești înaintea ta. El nu zicea, aduceți-i haina cea din tâi, haina cea curată, a nevinovăției, haina sfântă, a sufletului, fără păcat. Dați-i încălțăminte în picioare. Ce înseamnă aceasta? Adică omul nu mai poate alerga spre păcat. Își stăpânește simțurile și merge doar pe calea păcii lui Dumnezeu. Tăiesc vițelul cel gras, care reprezintă jertfa Fiului Dumnezeu. Și să facem petrecere, tot să mâncăm, să bem, să ne înțelim, că fiul meu pierdut era, s-a aflat, mort a fost și a înviat. Iată. Îi spunea la păstorul Mitropolit Bartolomeu, unul sunt comentatorii, că dacă din sfintele Evangheliei s-ar pierde tot ce scrie de celor patru Evanghelii, tot ce scrie din Noul Testament, și-ar rămâne numai parabola Fiului Sfântitor, ar fi de ajuns. Cu această parabolă se poate mântui toată umanitatea. Iată acesta este meritul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Un alt merit al Sfântului Apostol și Evanghelist Luca este că, medic fiind, aceasta e partea lui istorică, talentului de scriitor. Al doilea, că medic fiind, a grijit-o pe Maica Domnului. Fiindcă a grijit-o pe Maica Domnului, el a auzit din gura ei acele cuvinte pe care Maica Domnului le păstra în inima ei. Evanghelia ne spune și Sfântul Ioan Evanghelistul, care a fost foarte apropiat și a grijit-o, spune că toate acele cuvinte le păstra în inima ei. Un singur cuvânt este dat în Scriptură, e Sfântul Ioan Evanghelistul, de-a mai și Domnul. Faceți tot ce vă spune. Faceți tot ce vă spune Dumnezeu. Dar nu știi mai multe. Ei, Sfântul Luca, îngrijindu-o acolo la viață, iată vestit, iată cum a avut loc bună vestire. Cum, iată, era însărcinat de dragul Domnului Iisus Hristos, se pogorâse Duhul Sfânt, era Tatăl, nu umbrise. Și Domnul Hristos era în pânzițele ei prea curat, i-a pierduse grija păcatului, devenise cu totul sfântă, mai sfântă decât Sfântul Altar. Că sfânta și devenise cer cuvântător, rai cuvântător. Dumnezeu spune că petrecea ea mai cu plăcere decât petrece în cer, pe unde e iubitilor și a serafim. Și în starea aceasta ea merge la Sfânta Elisabeta, care e însărcinată în luna 6-a cu Sfântul Ioan Botezătorul. Și Sfântul Ioan Botezătorul saltă de bucurie când îl întâlnește pe pruncul Iisus, care era doar de câteva săptămâni. Și spune că s-a umplut de Duhul Sfânt. Și Sfânta Elisabeta, Maica Domnului, era plină de Duhul Sfânt. Și i-a zis, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău. Și de unde cinste aceasta pentru mine? Să vină la mine Maica Domnului meu. Iată, și apoi Maica Domnului, drept mulțumire, rostește, așa cum ar trebui, spune că femeile când se întâlnesc, ar trebui să vorbească în psalm și în cântări duhovnicești, și bărbații. Și iată cum a vorbit. Deci Sfânta Elisabeta a zis, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată ești rolul pântecelui tău, de unde cinste aceasta pentru mine să vină la mine Maica Domnului meu? Iar Maica Domnului zice, mărește sufletul meu pe Domnul. Se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Că a căutat pe smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că a devenit Maica Fiului Dumnezeu, care mântuiește lumea. Și eu sunt mijlocitoarea mântuirii tuturor oamenilor, din toate timpurile, din toate locurile. Se
că a căutat spre merea de nume sale, că a luat pe Israel sluga sa, ca să arate mila sa lui Avram și seminții lui până în viață. Că s-a întrebat în neamul lui Israel și neamul lui Avram. Iată ce frumos! Și cum l-a dus la 12 ani, cum l-a dus la 40 de zile, toate acestea din viața Domnului Iisus, noi nu le-am știut dacă n-ar fi fost Sfântul Apostol și Evanghelistul. Și apoi, al treilea merit este cel de pictor. Sfântul Luca a fost și pictor. Este primul pictor creștin din lume. El a fost iconograf și este patronul iconografilor și a zugravilor care zugrăvesc biserică. El a pictat, se spune că peste 70 de icoane, cum face Domnul, spune tradiție. Vreo 12-13 sunt certificate. Cea mai renumită este Portărița, care este la Muntele Atos de a veni pe mare, la Mănăstirea Iliron. Noi avem la Catedrala Noua, o copie, ai câțiva ani, la Noua Catedrală, Părțile Vlad, cu această. A doua este Vladimirskaya, sau Turcia Sărutare, care este o icoană care se află în Rusia acum, dată de părații bizantini la țarii ruși, și această icoană se află în galeriile Tretiakov din Moscova, atunci când rușii au început să le ardă, să le distrugă comuniștii. Acest cel mai bogat om rus, la începutul secolului 20, a făcut un muzeu, cel mai mare din lume religios, s-a adunat toate icoanele, tot ce a fost sfânt, ca să nu le ardă, să nu distrugă comuniștii. Și așa s-a păstrat acolo. Ea este făcută pe tabla de masă pe care lucra Domnul Iisus și Maica Domnului. Are exact închieturile, e păstrat așa cum se făcea tabla de masă. Mai este una la mănăstirea Chicos din Cipru, care a fost tot la împărații bizantini, și s-a dus acolo datorită unui pusnic, numele Antonie, care 36 de ani, acolo când a fost pusnic, a auzit o pasăre cântând. Chicos, Chicos, muntele mănăstire se va face, o împărăteasă în el va intra și nu va mai ieși. Și când el era bătrân, deja câte 80 de ani, împăratul a venit la vânătoare acolo, sau un pregător împărătesc. Și așa s-a aflat de el, el avea darul de vindecat, a vindecat-o pe fiica împăratului de o boală foarte grea, apoi pe împărat, și așa Maica Domnului și împăratul a făcut acolo, a pus să fie acolo mănăstire. Și Maica Domnului a poruncit împăratului să ducă acea icoană acolo. Este cea mai vestită icoană din Cipru. Și mai sunt și altele. Iată, vedeți ce lucrare frumoasă a făcut Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Mă gândeam în timpul înainte de cuvânt, ce rol are Harul lui Dumnezeu în viața omului și ce rol are nevoința lui. Pentru că tot ce se face bun în această lume, se face dintr-o conlucrare a Harului lui Dumnezeu cu munca omului. Iată Sfântul Evanghelist Luca a muncit medic cu toată știința lui. Și așa a rămas. Istoric, a scris, a documentat, nu i-a venit din sus, din cer, prin revelație. N-a făcut lucrul ăsta. Deși poate putea, avea parte. Dar n-a făcut. S-a documentat ca orice istoric. Ce cercetat, documente, apocrife, tot ce a putut găsi. Autentice, neautentice, le-a triat, le-a sortat, le-a comparat, a făcut muncă. Și la fel și ca pictor, vă dați seama. Să pictezi de ușor. Chiar dacă ai talent, o muncă. Iată că tot ce se face în lumea aceasta arată că mântuirea, tot ce se face, nu-i decât o nevoință a omului și o lucrare cu Harul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol și Evanghelist Iacob, Sfântul Iacob, care prăznuim astăzi, care pomină la matul de fiecare dată, ruda Domnului. El a fost unul din cei 70 și primul episcop al Ierusalimului. Ei, acest un Iacob a fost din cei 4 copii din prima căsătorie a Sfântului Iosif, logodnic, cumai și Domnul. Ei, se spune că el a fost singurul din rudele Domnului care l-a iubit pe Domnul. Așa se întâmplă. Rudele ar putea să-l iubească cel mai mult pe Domnul, dar nu credeau în el nici ei că e Fiul lui Dumnezeu. Acesta spune că când s-a dus în Egipt Sfântul Iosif cu Maica Domnului, trăit acolo vreo 6 ani, el era copil de vreo 15-16 ani, i-a sosit acolo. L-a iubit pe Iisus de plumb. Și spune un lucru atât de frumos, de duios. Când Sfântul Iosif a murit, acum avea aproape 100 de ani, și-a împărțit averea la copil.
Dar el a vrut să-i lase și lui, și la fiul Mariei, o parte de avere. Și toți nu au fost de acord. Și iubitorii de avere, când se împartă averele. Nu știu că 2 metri nu-i de ajuns și că mâinile trebuie să fie goale când te pune în groapă. Tot. Și spune că Sfântul Iacob, singurul dintre ei, dintre ceilalți frați, a zis, eu partea mea de mere, eu dau lui Iisus. Și așa, să aibă și Iisus parte cu noi. Și l-a iubit tot timpul. Ei, pentru că l-a iubit și Domnul, l-a iubit pe el, l-a făcut ucenic mai îndepărtat, din cei 70, și a fost primul episcop al Ierusalimului. Se spune că a dus o viață atât de sfântă, deci să vedeți, deci harul lui Dumnezeu nu-i gratuit. Nu-i, dacă ai harul la Dumnezeu, nu înseamnă că viața e mai ușoară. Ci trebuie să faci și tu mai mult efort. Cât ți-o dă har mai mare, atâta trebuie să muncești mai mult. Acest sfânt, toată viața lui, 40 de ani, a trăit până la 66 de ani, deci de pe la vreo 20, când a cunoscut pe Domnul, până la 66 de ani, a trăit numai cu pâine și cu apă. Deci toată viața. Numai cu pâine și cu apă. Și, ca episcop, 30 de ani, a trăit numai cu pâine și apă și nu mânca de orice o săptămână de loc sau miercuri, vineri, nu mânca de loc. Deci o viață foarte, foarte înaltă, ascetică, de mare nevoință. Toți Sfinții, părinți, să-L miră, cum El, apropiatul Domnului, ruda Domnului, atât de aspru cu El însuși, atât de nevoitor. Iată. Și rugător pentru toată lumea. L-a omorât într-o zi, cum e astăzi, de 23 octombrie, evrei, care l-au omorât și pe Domnul. Nu l-au mai suportat. Dar îl respectau ca sfânt. Toți îi ziceau Iacob cel Sfânt. Deși era dușmanul lor. Și ce-au făcut cu el? L-au pus să urce pe splanada templului și era o sărbătoare evreiască. Erau mii de oameni, 50 de mii de oameni la Paștele evrei. Și le-a spus, predică de aici de sus, că toată lumea te știe că e sfânt. Predică de aici de sus că Iisus Hristos nu-i Fiul lui Dumnezeu. Că a fost un înșelător și așa mai departe. Cum le era istoria lor. Și atunci el, de 66 de ani, s-a urcat acolo și a început să predice despre Iisus Hristos. Așa cum a predicat toată viața. Și predica avea convertit câteva mii de oameni de acea mulțime. Și atunci ei l-au aruncat de acolo jos. A căzut jos, s-a zdrobit, dar n-a murit. Dumnezeu a făcut. Și atunci ei, văzând că n-a murit, el s-a ridicat în genunchi și a zis atât. Iar, Doamne, că nu știu ce fac. Deci s-a rugat pentru răstignitorii lui. Și spune că unii doar au cunoscut, iată că se roagă pentru noi, care îl omorâm. Și unul, un evreu fanatic, a sărit cu un ciocan de fierar, și a dat în cap, așa l-a omorât, și altul apoi cu pietre din toate părțile. De asta așa a sfârșit un om al lui Dumnezeu. Deci iată, vedeți, pe de o parte, cât de mare e harul lui Dumnezeu, Dumnezeu dă harul și nu dă harul cunoscut, dar, dar pe de o parte, care trebuie să fie nevoința omului? Cu cât îl iubești mai mult pe Dumnezeu, cu atât trebuie să te duci pe calea Lui, pe calea răsimului. Cum zice un filozof francez, cred că Maroc, careva, că Doamne, Tu pe care îi iubești, îi răstignești. Că Sfântul Iacob. Zice și pe cei care te urăsc, te lagă răsimului, ca pe toți să-i răsimului. Iată, vedeți? Deci ce lucrare frumoasă are Dumnezeu și ce lucrează Dumnezeu. Deci, iată ce reține de Sfântul Evanghelist Luca, icoana mântuirii omului, icoana dragostei lui Dumnezeu și apoi revărsarea harului lui Dumnezeu peste noi, care din belșug nu are sfârșit, nu are hotar, și munca noastră, munca noastră. Dacă ți s-o da har, trebuie să muncești. Știți cum se spune în sport și în artă? Zice că la genii, la maestri, cei care au ajuns foarte sus, zice, 1% talent, 99% muncă. Iată. Deci harul lui Dumnezeu se dă în ultimul rând. Adică o realizare deosebită înseamnă 1% talent, 99% muncă. De regulă e harul 99% și noi facem 1% partea noastră. Dar gândul nostru trebuie să fie, dacă am putea, așa, că noi zicem că facem 2% și de fapt facem acel 1%.
iată ce lucrare și ce chemare ne dă Dumnezeu. Amin. Mă rog, Doamne.